Aoleu, Dragnea s-a certat cu Tăricianu. E într-o formă de aliviu. Acum câteva zile l-a împins pe Sturzu din partid. Acum i-a făcut vân lui Tăricianu din alianță. Mă rog, ce mai rămăsese din ea. Să vă spun ceva, dar rămâne între noi, da? Sturzu și Tăricianu au ceva în comun. Nu e chiar un defect, dar na, e pe undeva pe acolo. Amândoi sunt prieteni foarte buni cu Ponta, da, grețos de prieteni, domne, cu tente slugarnice câteodată. Mi se pare evident că bugetul seamănă mai degrabă cu un fel de mâncare cu carne cu varză. E adevărat că varză poate de Bruxelles, dar să știți că nu mă încântă lucrul ăsta. E prost bugetul, asta zice Tăricianu și e vehement, iar grupul ALDE a votat împotrivă. E, a luat foc Dragnea când a văzut. I s-a încins mustața și a început să scoată fum. Nu pot să nu constat că partenerii noștri de coaliție au votat împotriva creșterii pensiilor cu 5%, cei de la ALDE. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg nici ce înseamnă buget varză cu carne, nu înțeleg dacă guvernul nostru ar fi rămas pe acest proiect de buget, tot varză cu carne era. De la măriri de pensii s-au luat, frate. Așa se iau oamenii de la bani, nu? Oricum, mi se pare foarte amuzant că se vorbește despre varză cu carne. Care-i problema cu felul ăsta de mâncare? Îi se pare lui Tăricianu că e o mâncare de săraci sau ce? Pe lacul Snagov, pe la Truică și ceilalți amici nu se mănâncă așa ceva? Voi sunteți niște delicați, nu? Luați bulele din șampanie cu furculița sau ce? Am constatat cu neplăcută surprindere surprinderea colegului meu antevorbitor. Bugetul în ansamblu este prost. Am cam săturat de exerciții de imagine fără substanță și fără fundament. N-am fost de asemenea de acord cu această expresie, care n-avea ce să caute în Parlamentul României, că discutăm de un buget varză cu carne. Tu, serios, e ceva cu mine? Ce are, frate, varza cu carne? De ce nu poate fi pronunțat varză cu carne în Parlament? Ce e scârbos la varza cu carne? Sau e porno, ce? Că nu înțeleg, pe bune. Nu știu, de azi înainte o să mă uit altfel la varza cu carne, vă spun. Oricum e clar, Dragnea va avea de luptă cu prietenii lui Ponta, iar la final chiar cu Ponta însuși, care va dori să se întoarcă pe un cal alb la șefia PSD. Chiar, domnul Tăricianu, carnea de cal merge cu varză, domne? Că e mai ușoară, mă gândesc, așa, cal alb, carne albă, nu? Logic.